Vasile Bole, deputatul afiliat oligarhului Fugari Lanșor, care și-a anunțat intenția de a participa independent la alegerile prezidențiale, nu se poate înscrie în cursă. Comisia Electorală Centrală a refuzat înregistrarea grupului de inițiativă care ar fi urmat să colecteze semnături în susținerea lui Bole, pe motiv că acesta nu poate candida independent în timp ce este membru al Partidului Renaștere. Tot în ședința din data de 29 august, membrii CEC au anulat înregistrarea grupului de inițiativă pentru susținerea candidaturii fostului premier în perioada guvernării comuniste Vasile Tarlev la funcția de președinte al Republicii Moldova. Printre motivele invocate de CEC este faptul că Tarlev nu a informat la timp Agenției Servicii Publice despre suspendarea sa din funcția de președinte al Partidului Viitorul Moldovei. Anterior, CEC a decis să nu înregistreze grupul de inițiativă care urma să colecteze semnături în susținerea candidatului PSDE la funcția de șef al statului. Este vorba despre Valeriu Pleșca, un fost ministru al apărării din perioada guvernării comuniste. Comisia Electorală Centrală și-a motivat decizia prin faptul că nu a existat cvorumul necesar la ședința Consiliului Politic Național al PSDE, unde s-a decis înaintarea lui Pleșca. Decizia a fost contestată de PSDE la Curtea de Apel Chișinău, care a lăsat în vigoare decizia CEC. De asemenea, Comisia Electorală Centrală a respins înregistrarea grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului independent la funcția de șef al statului Ludmila Corsun, pe motiv că aceasta nu cunoaște limba română. Persoanele care aspiră la funcția de șef al statului pot depune documentele de înregistrare a grupurilor de inițiativă până în data de 31 august.